Conducerea Apia Olt a primit fluturașii cu noile salarii în scurt timp, urmând ca și restul angajaților să-și afle veniturile. Potrivit acestora, reducerile sunt consistente și variază între câteva sute și peste 1500 de lei. Am primit ieri decizia pentru funcția de director executiv adjunct, începând cu 1 ianuarie 2018, brutul, vorbim de brut, a scăzut de la 10.500 la 9.800 și sporul de condiții vătămătoare pentru luna ianuarie a fost calculat cu o majorare de 25% la sporul pe care l-aveam stabilit în quantum fix la 31 decembrie 2017. Începând cu 1 februarie, sporul de condiții vătămătoare va fi de 15%. Asta va face ca una peste alta salariul pe net la 1 februarie va scădea în situația mea cu 1187 de lei. Asta înseamnă 12 milioane vechi. Scăderi salariale importante vor înregistra și ceilalți angajați cu funcții de conducere din cadrul instituției. De reduceri nu vor scăpa nici mare parte din angajații APIA. În cazul acestora, nivelul reducerilor salariale va fi mai mic după aplicarea unei ordonanțe ce prevede acordarea unui spor pentru condiții vătămătoare de 15%. Sindicaliștii sunt decisi să reacționeze la situația creată. Salariile vor scădea de la superior, consilier superior până la director, cu sume cuprinse între 300 și 1.500 de lei. Ce veți face? În primul rând o să le contestăm, o să facem plângerea prealabilă la deciziile pe care le vom primi, ca ulterior să mergem în instanță. Angajații APIA Olt consideră nedreaptă decizia reducerii salariilor angajaților din teritoriu, în timp ce veniturile celor din structura centrală cresc. Potrivit acestora, cei care răspund în fața legii pentru orice situație creată sunt oamenii din teritoriu. Ei sunt cei care poartă răspunderea și sunt supuși stresului cauzat de lucru cu beneficiarii de subvenții, care uneori este greu de suportat, așa cum s-a întâmplat cu una dintre angajatele de la APIA Brăila, care s-a sinucis. Colega noastră de la Brăila a luat o decizie pe un caz, într-un dosar, și așa cum trebuie să luăm în fiecare zi decizii pe mii de dosare, zeci de mii de dosare, a luat o decizie, fermierul Caruz, am înțeles că se numește, a dat în judecată funcționarul APIA și pe directorii de acolo și le-a cerut despăgubiri undeva la 1.500.000 de euro, 1.500.000 de euro. Colega noastră n-a mai putut să reziste psihic, a cedat psihic, și și-a luat viața, s-a spânzurat. Pentru că spunea cu câteva zile înainte că nu mai poate să reziste, se gândește la faptul că toată munca ei de viață se va duce de râpă și va trebui să plătească acești bani, pentru care ea spunea că nu se consideră vinovat. Astea sunt riscurile la care noi ne supunem. Și nu numai aici, pentru că în foarte multe dosare în care trebuie să luăm decizii pe caz, apoi trebuie să mergem să dăm cu subsemnatul la toate instituțiile de control, DACIS, de LAV, DNA și așa mai departe. În cadrul APIA Olt își desfășoară activitatea 116 angajați, dintre aceștia 14 dețin funcții de conducere și vor primi din această lună salarii mult diminuate.